candidat la europarlamentare. Jurnalistul Areș Bogdan deschide lista, o să discutăm un pic și despre listă, dar pe fondul unui sondaj de opinie, sondaj de casă al liberalilor, care sondaj ne anunță că deja i-au depășit pe PSD-iști. I-au depășit în sensul în care intenția de vot a românilor se merge mai mult spre liberali decât spre PSD. Așa spune acest rezultat, așa spun rezultatele acestui sondaj de opinie. Vom discuta și despre asta. Sunt foarte, foarte, cum se cheamă, cinstit vorbind, sunt foarte debusolat. Sunt foarte prins în mrejele, în meandrele concretului, ca să-l citesc pe Ion Iliescu, în mrejele unei zile foarte, foarte interesante, foarte interesante. Se schimbă politica României și se schimbă într-o manieră dramatică și se schimbă în timpul și în jurul unor evenimente și vremuri extrem de bizare. Vă spun că discuția de la PNL are loc aproape simultan cu discuții foarte serioase la comandamentul NATO, la celula de la MOS, la comandamentul NATO din Europa, unde este fierbere mare pentru că intențiile din ce în ce mai agresive online și nu numai, război hibrid, război asimetric ale Federației Ruse sunt maxime. Ieri un fost șef al trupelor NATO din Europa, mare general de 5 stele al Statelor Unite, ne-a spus că după anexarea Crimeei, următoarea țintă ar putea fi România, ca teritoriu ocupat sau vizat de Federația Rusă, de Putin. Adică asta este discuția la liberal. Pe acest fundal se pune și noi trebuie să avem înțelepciunea, iar după cum vedeți, B1 este televiziunea înțeleaptă care nu scapă pădurea uitându-se la copaci. Nu. Pe noi ne interesează foarte mult pădurea. Pădurea se numește România. Toți copacii la oaltă se numesc poporul român. Pe noi ne interesează. Pe alții, pentru că așa sunt ei construiți, plătiți, năimiți, îmbrligați și somați cum vreți, îi interesează mai mult anumite zone de pădure, anumite zone de lizieră, că n-au curat să intre în pădure, și mai ales anumiți copaci. Aveți imagini din interiorul sălii în care s-a decis modul în care Partidul Național Liberal se va adresa poporului român pentru a le lua românilor voturile în europarlamentarele de pe 26 mai. În platou, domnii Dogaru și Surugiu, amândoi lideri sindicali, fac și precizarea cuvenită că emisiunea asta își va recalibra, de săptămâna viitoare, își va recalibra emisiunea noastră, emisiunea mea și a lui Teddy, își va recalibra, spuneam, abordarea, pentru că am primit foarte multe mesaje prin care ni se cer puncte de vedere politice pe problemele pe care noi le discutăm mai mult sindical, mai mult din punct de vedere social, mai mult din punct de vedere al cetățeanului de rând, nu al alesului lui. Și atunci, în mod normal, cum voi sunteți decidenții, cum voi gestionați emisiunea asta, voi cei de acasă, acum la recepție, la intrarea în studiouri, m-a întâmpinat o colegă și mi-a dat un plic de la o familie de bătrâni, 92 de ani are domnul, nu știu cât are doamna, probabil papa cu 80 ceva de ani, printre altele același lucru. Hai să vedem cum e și cu plaja politică. Da, corect. Corect. Bine. Așteptăm și colegii mei sunt amplasați acolo, așteptăm și o declarație sau declarații ale liderilor PNL. E foarte important și ce se întâmplă la ăștia cu orașele României și cu scandalul uriaș pe bani pe care guvernul l-a generat în relația cu primarii. Chiar dacă ei mulți sunt primari pesediști, nemulțumiți de faptul că li s-a ales praful aproape de primele 3 luni de activitate din acest an din cauza lipsei de buget. Și vreau să marchez cu tot dragul și cu tot sufletul o carte semnată de Mircea Dogaru, la care camera la 2 o să o arăt. O carte, oameni buni, care se numește Între Alba Iulia și Trianon, Ungaria tuturor cauzelor și războaielor de... Și războaiele de succesiune. Succesiune 1918-1920. De ce a scris Dogaru cartea asta? Din două motive. Unul că este istoric și al doilea că e român. Un român de adevărat, alea cu râm mare. Este vorba de bătălia uriașă din jurul României, mai ales din jurul Transilvaniei, pe care Ungaria o duce pe bani mulți și cu un lobby extraordinar de bine pus la punct. Apreciați faptul că această copertă, deschide puțin, mai deschide un pic doiule, coperta este un tricolor foarte bine gândit de cei care i-au tipărit cartea lui Dogaru și felicit pentru asta, este roșu, galben și albastru
cu albastru la, nu la băț, ci la baza cărții. Repet, o carte pe care vă recomand, pentru că sunt foarte mulți tineri care nu știu cum a fost cu Alba Iulia, cum a fost cu Trianonul la 1920 și cum bine, bine l-am auzit ieri pe Traian Băsescu spunând: bă, pierdut războiul, da, gura mică, mă. Bravo! Ieri vreau să spun că am văzut un sincron, adică o bucată din declarația lui Traian Băsescu ca senator al României în Camera Superioară, în Senat. M-a încântat. Pe mine cetățeanul Tudor Barbu, nu ziaristul, nu... Pe mine ca cetățean. Locuitor al capitalei și membru al cetății numită România. Bă, Traian Băsescu, vână de bărbat, bravo! Și nu îl pot suspecta de fariseism sau de îmbârligătură, pentru că le-a spus-o și la Tușnat, s-a dus în Ungurime și le-a spus: bă, atâta autonomie la Caracal și la tine în Teleorman Dragnea, cât va fi și la voi în Harghita și Covasna, mă. Și a spus-o acum mulți ani. Repet, sunt puțini politicieni care au bărbăția, eleganța și consecvența lui Băsescu la capitolul ăsta. Sper ca domnul președinte Traian Băsescu să înțeleagă faptul că în presă sunt unii... Ce a început, mă? A început PNL-ul. Și ce facem? Comutăm acolo? Comutăm la PNL. Intrăm într-o bătălie decisivă pentru România și pentru Europa. Partidul Național Liberal are răspunderea principală din tot spectrul politic pentru a readuce România pe drumul corect, pe drumul european, pe drumul civilizației, pe drumul respectării libertății, respectării drepturilor cetățenilor, respectării dreptului fiecărui cetățean de a reuși în viață și de asemenea dreptul de a fi corect reprezentat. Bătălia care urmează nu va fi ușoară. Din păcate, cei care astăzi guvernează își bat joc de România de 2 ani și 4 luni. Deși au primit voturile pentru a pune în practică niște promisiuni electorale, folosesc puterea politică parcă pentru a distruge România, parcă pentru a scoate România din familia națiunilor civilizate, și tot ceea ce fac este împotriva românilor. Partidul Național Liberal este cel mai apreciat și cel mai respectat partid la nivel european. Partidul Național Liberal este formațiunea politică din România care a arătat până astăzi că are capacitatea de a apăra interesele cetățenilor români la nivelul Parlamentului European, la nivelul instituțiilor europene. Partidul Național Liberal este parte a celei mai puternice familii politice la nivel european, Partidul Popular European, care astăzi deține atât președinția Comisiei Europene, cât și președinția Consiliului European, cât și președinția Parlamentului European. Odată începută campania, candidații Partidului Național Liberal vor fi alături de români, față în față, la firul ierbii, pe fiecare stradă, pe fiecare uliță, pe fiecare scară de bloc, în fiecare loc unde putem comunica cu oamenii și putem să-i convingem că România nu este condamnată să fie condusă de oameni fără frica lui Dumnezeu, de oameni care vor rău României și de oameni care folosesc puterea publică împotriva cetățenilor. Partidul Național Liberal, în această campanie, își asumă răspunderea de a repara prestigiul României, deteriorat grav în urma conflictelor artificiale generate de cei care se află astăzi la putere și în urma incapacităților de a reprezenta România corect.
avem cea mai puternică listă. Avem oameni care în viața lor au făcut lucruri palpabile pentru cetățeni. Avem reprezentanți care deja, în diferitele funcții pe care le-au deținut, indiferent că au fost primari, indiferent că au fost în Parlamentul European, indiferent că au ocupat poziții publice, au arătat că au capacitatea să-i slujească pe cetățeni și să facă lucruri bune pentru oameni. Voi da citire listei de candidați a Partidului Național Liberal, care a fost votată, încercând să spun câteva cuvinte despre fiecare dintre candidați. Pe primul loc, Partidul Național Liberal va fi reprezentat de Rareș Bogdan. Rareș Bogdan revine în Partidul Național Liberal și intră pe câmpul de bătălie, de data asta fiind alături de Partidul Național Liberal. Rareș Bogdan este un adevărat campion al luptei împotriva minciunii, dezinformării, abuzurilor. Este omul care, când toți ceilalți spuneau minciuni, a avut curajul să spună adevărul. Este un om care, fără menajamente, și-a pus în slujba binelui public toate calitățile și și-a asumat toate riscurile posibile pentru a informa corect pe cetățeni și pentru a arăta cu adevărat fața hidoasă a celor care își bat joc de România. Pe locul 2, Partidul Național Liberal, Partidul Unirii, îl sprijină pe primarul Capitalei Unirii, Alba Iulia, în persoana lui Mircea Hava, campionul absorbției de fonduri europene, primarul care a reușit să facă minuni în municipiul Alba Iulia. Pe locul 3 îl susținem pe Siegfried Mureșan, unul dintre cei mai tineri și influenți europarlamentari români, un om care a fost parte la decizii importante pentru Parlamentul European, pentru Uniunea Europeană și mai ales pentru România. Aduc aminte doar un singur lucru. În condițiile în care ministrul finanțelor, Teodorovici, și cu ministrul agriculturii, nici măcar nu au solicitat alocarea de fonduri europene pentru despăgubirea fermierilor afectați de pesta porcină africană, Siegfried Mureșan, împotriva voinței Consiliului, a avut puterea să convingă parlamentarii din Parlamentul European și ulterior să includă în bugetul Uniunii Europene pe 2019 sumele necesare pentru a putea să-i despăgubim pe fermier. Locul 4 este Vasile Blaga. Vasile Blaga are misiunea de a se bate pentru integrarea României în Schengen. Nu cred că este cazul să vă reamintesc lucrurile deosebite pe care le-a făcut în calitate de ministru pe parcursul integrării României în Uniunea Europeană și de-a lungul carierei sale politice. Pe locul 5 o susținem pe Adina Vălean. Despre Adina Vălean pot să vă spun că este în Parlamentul European din 2006, încă dinaintea intrării României în Uniunea Europeană, având calitatea de euroobservator, și din 2007 până astăzi a fost parlamentar european. A deținut funcții extrem de importante, cum e funcția de vicepreședinte al Parlamentului European. Radina Vălean este singurul europarlamentar român care deține astăzi funcția de președinte de comisie al Parlamentului European, fiind președinta Comisiei ENVI. Am să vă readuc aminte un singur lucru despre ceea ce a făcut bun pentru români Adina Vălean, și anume, practic, desființarea taxei de roaming. Gândiți-vă că
că sunt aproape 4 milioane de români care muncesc în străinătate, care comunică cu familiile lor, care comunică cu prietenii lor și care astăzi, ca urmare a faptului că Adina Văleanu, în calitate de raportor din partea Parlamentului European, a contribuit decisiv la adoptarea acestei legi, a fost desființată taxa de roaming, iar facturile pe care le plătesc românii ca să comunice cu rudele și prietenilor din care muncesc în alte țări sunt foarte mult diminuate. Pe locul 6 este Daniel Buda, președintele PNL Cluj, un europarlamentar remarcabil, un europarlamentar care s-a bătut sistematic pentru interesele fermierilor români, un europarlamentar care a avut capacitatea de a determina comisarul pe agricultură și alți oficiali europeni să se îndrepte și să caute să sprijine și fermierii români la nivel european. Domnul Dan Motreanu, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, ocupă locul 7. Domnul Dan Motreanu este profilat pe dezvoltare regională și dezvoltare rurală. Este un om care a deținut calitatea de ministru agriculturii și este unul dintre cei mai valoroși membri din conducerea Partidului Național Liberal. Domnul primar Falcă este candidat pe locul 8. Domnul Falcă este un primar de succes. Este un primar care a fost campion al atragerii investițiilor private în municipiul Arad. Este un primar care a fost campion al atragerii de fonduri europene și este un primar care este deja implicat în politica europeană, deoarece domnul Falcă este reprezentant de 9 ani din partea României în structura de la nivel european al autorităților locale și regionale, respectiv Comitetul Regiunii. Pe locul 9, domnul Cristian Bușoi. Domnul Cristian Bușoi a reprezentat Partidul Național Liberal în mandatul trecut în Parlamentul European, având realizări remarcabile în domeniul sănătății, fiind practic persoana pe care o sprijinim pentru a determina politici de sănătate care să permită creșterea calității serviciilor medicale acordate românilor la nivelul serviciilor medicale europene, de asemenea susținerea tuturor proiectelor care beneficiază de finanțări europene, cum sunt proiectele celor 3 spitale regionale, care din păcate bat pasul pe loc din cauza incompetenței și relei voințe actualului guvern. Pe locul 10, Marian Jean Marinescu. Marian Jean Marinescu este astăzi vicepreședinte în grupul Partidului Popular din Parlamentul European, este reprezentantul Partidului Popular European în negocieri extrem de importante pentru România, în domenii cum ar fi transport, energie și alte domenii de maximă importanță. Domnul Marijan Marinescu este astăzi implicat în negocierile extrem de dificile privind pachetul pe mobilitate pentru a apăra interesele transportatorilor români, care în prima formă a proiectelor de regulamente erau afectate grav, și domnul Marijan Marinescu a reușit să obținem modificări care să apere interesele transportatorilor români. Pe locul 11 este domnul profesor Vlad Nistor, vicepreședintele Partidului Național Liberal pentru Politică Externă, un om cu o activitate internațională remarcabilă, puțin știu că a fost președintele din partea României, a grupului din partea Parlamentului României, care ne-a reprezentat în APCMN, Adunarea Parlamentară a Comisiei Mării Negre. De asemenea, domnul profesor Vlad Nistor este un om care a fost alături de noi în dezvoltarea relațiilor internaționale ale Partidului Național Liberal și care are o carte
de vizită impresionantă. Pe locul 12 îl susținem pe actualul europarlamentar Mihai Țurcanu, despre care pot să vă spun că a fost implicat în calitate de raportor în două proiecte de reglementare extrem de importante pentru România și se poate spune fără niciun fel de îndoială că Mihai Țurcanu, practic, a reușit să salveze industria petrochimică din România, a fertilizanților, a îngrășămintelor chimice, deoarece a reușit să modifice poziția Consiliului Uniunii Europene privind conținutul maxim de cadmiu admisibil în fertilizanți, crescând procentul de la 20% la 60%. Și chiar dacă pare că vorbesc limba chineză pentru unii pe această temă, pot să vă spun că toți cei care lucrează în acest domeniu apreciază acest lucru și, practic, se poate spune că influența domnului Țurcanu a fost decisivă pentru salvarea industriei petrochimice românești, asta care mai e în funcțiune astăzi. Tot despre domnul Țurcanu, ca de altfel și despre alți colegi de-ai mei care au fost implicați în aceste negocieri, pot să vă spun că sunt profund implicați în negocierile privitor la combaterea dublului standard al produselor la nivelul Uniunii Europene, astfel încât să fie determinați toți producătorii să asigure aceeași calitate a produselor pe care le vând pe piața europeană pentru toți cetățenii Uniunii Europene. De asemenea, vă voi prezenta în continuare ceilalți candidați până la locul 21. Violeta Alexandru, fost director la ProDemocrația, de asemenea fondator și director executiv la Institutul pentru Politici Publice, fost ministru al dialogului social în guvernarea 2016 și un om extrem de serios și de implicat în susținerea intereselor publice ale cetățenilor. Ligia Ionescu, președinta Comisiei de Politică Externă a Partidului Național Liberal, Ana Maria Dimitriu, Mădălin Teodosescu, care este primarul municipiului Balș, orașului Balș și președintele Asociației Orașelor, Ciprian Ciucu, care este consilier general al Partidului Național Liberal la Primăria Capitalei și unul dintre cei mai puternici opozanți ai aberațiilor administrative și economice promovate de administrația PSD, Claudia Aleodor Frâncu, fost director OMATSA și secretar de stat în Ministerul Transporturilor, reprezentantul nostru în Asociația Internațională a Aviației, Claudia Benchescu, Ciprian Epure, secretarul general al Tineretului Național Liberal și, în fine, Adrian Dupu, președintele Organizației Partidului Național Liberal din Republica Moldova, din Basarabia. Dați-mi voie să îl invit pe Rareș Bogdan, candidatul de pe primul loc de pe lista de europarlamentare ai Partidului Național Liberal, spunându-vă că apreciez în mod deosebit decizia pe care a luat-o Rareș Bogdan și anume aceea de a se alătura Partidului Național Liberal în bătălia extrem de dificilă care va urma și care va fi o bătălie pentru România. Rareș Bogdan, te invit. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, dragi români! Sărutuna doamnelor și domnișoarelor, bună seara domnilor! Vreau să mulțumesc în primul rând colegilor mei din mass media și să-i asigur că voi rămâne același. Și mă voi bate pentru libertatea presei, pentru libertatea cuvântului. Să mulțumesc în mod special colegilor mei de la Realitatea TV, tuturor, pentru modul în care timp de 6 ani au fost lângă mine. Eu m-am văzut, dar sunt mulți, foarte mulți în spatele meu.
Mulțumesc lui Cosmin pentru cei 6 ani și șansele pe care mi le-a dat. Sper să găsească un înlocuitor mult mai bun decât mine. Eu părăsesc presa cu durere. A fost cea mai grea decizia mea din această viață. Bunul Dumnezeu mi-a dat totul în presă, pornind de la presă locală, la regională și apoi în topul jurnaliștilor din România ca încredere. Mulțumesc celui de sus pentru asta și sper să mă călăuzească în continuare. Urmează o nouă etapă în care sper să am același succes ca în presă. Îi mulțumesc președintelui Ludovic Orban pentru propunerea pe care mi-a făcut-o și pentru răbdarea și rațiunea strategică pe care a abordat-o. Cuvântul decisiv în decizia mea l-a avut o doamnă pe care o salut. Știu că se uită la noi, iar din ceruri se uită soțul ei. Ultimul telefon dat înainte de a lua decizia și de a o face publică a fost cu soția fostului președinte al Partidului Național Liberal, Mircea Ionescu Chintus. Nu putem abandona România în brațele PSD. Am făcut tot ce mi-a stat în putință de la măsuța mea din studio. Nu-i abandonez nici pe telespectatori, nici pe români, nici pe ascultători, nici pe cititori. Din contră, îi voi reprezenta. Nu cer nimic Partidului Național Liberal. Nu vreau nicio funcție în Partidul Național Liberal. Am venit să aduc un plus și ei să evalueze pe data de 26 mai dacă au făcut un lucru bun sau nu. Toți militanții, membri, activiștii, simpatizanții Partidului Național Liberal trebuie să știe că este pentru prima dată în istoria ultimilor 29 de ani, de la Revoluție încoace, când Partidul Național Liberal poate ocupa primul loc în seara zilei de 26 mai. Totul este ca fiecare dintre membrii partidului, din cei 13.000 de consilieri, 1.100 de primari, dintre senatorii, deputații și colegii mei de pe listă, să înțeleagă acest lucru împreună cu oamenii care nu doresc ca România să fie acaparată total de caracatița lui Liviu Dragnea și a celor din PSD. Mă voi bate în continuare, chiar dacă am părăsit pentru moment strada, pentru moment, și studioul de televiziune, pentru a afla adevărul despre 10 august. Vinovații trebuie să plătească. Mă voi bate alături de colegii mei și voi bate fiecare oraș și comună din România. Voi pleca la frații noștri din diaspora, începând de vinerea viitoare, când voi fi la Milano și Padova. Să le explicăm tuturor, inclusiv celor care s-au lăsat păcăliți de PSD la alegerile din urmă cu 2 ani și 2 luni, că așa nu se mai poate, că PSD scufundă România. Am fost un adversar al PSD încă din timpul mineriadelor. Eram extrem de tânăr, foarte tânăr. Am venit cu tatăl meu de mână pentru prima dată pentru a vedea corturile din piața universității. Am fost și rămân un adversar al PSD. PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a derapat complet. Totalmente. Își bate joc de pensionari, își bate joc de capitalul românesc, își bate joc de români. N-au reușit să înceapă măcar construcția unul dintre cele 8 spitale regionale promise, n-au reușit să aducă bani europeni
pentru autostrăzi și au reușit să scumpească tot, de la ouă la lapte, de la cartofi la utilități. Și au bătut joc de români. Și românii trebuie să afle asta. Începând de mâine, când mă voi afla la Râmnicu Vâlcea, pentru a sta de vorbă cu oamenii, următoarele 10 săptămâni voi fi alături de toți cei care vor dori să asculte și să înțeleagă că trebuie să oprim Partidul Social Democrat din a scufunda România, de a scoate România din Europa. Dacă le place Rusia, foarte bine, să plece ei. Noi, doar în vizită eventual la Bolșoi Teatru, la Ermitaj și la Palatul de Vară Pușkin. În rest, rămânem fideli și românii sunt fideli valorilor euroatlantice. Singurul partener al României strategic, cheie, care ne garantează securitatea noastră și a copiilor noștri, sunt Statele Unite ale Americii împreună cu Uniunea Europeană. PSD urăște Europa și urăște pe români. Să nu credeți cumva că liberalul roșu Călim Popescu-Tăriceanu este altfel. Voi explica fiecărui român și maghiar din Transilvania, din Bucovina, din Moldova, din Dobrogea, din Oltenia, din Banat, că PSD aruncă în aer liniștea acestei țări doar pentru a mai rămâne câteva luni sau câteva săptămâni la guvernare. Pactul pe care Liviu Dragnea și Călim Popescu-Tăriceanu l-a făcut cu Kelemen Hunor și cei din UDMR, care nu mai reprezintă de mult cetățenii români de etnie maghiară din Transilvania, este periculos pentru unitatea națională a acestei țări. Vom explica tuturor, nu vom ezita să stăm de vorbă și cu cei ce ne iubesc și cu cei ce ne iubesc mai puțin, dar care sunt mai puțin informați. Și sunt convins că în seara zilei, de 26 mai, Partidul Național Liberal va avea un scor istoric. Iar dacă cei care ne privesc acum și pe care o să-i vizităm în următoarele zile, săptămâni și luni vor înțelege împreună cu românii de bună credință, PNL va fi principala forță politică a României ca reprezentare în Parlamentul European, unde am avut și avem cei mai buni eurodeputați. Vreau să vă asigur că de la mine, în următoarele 10 săptămâni, nu va porni nici un atac la adresa celorlalți colegi din opoziție. Ei sunt colegii și prietenii noștri și alături de ei trebuie să facem un front comun după alegerile europarlamentare pentru a asigura o majoritate, o coaliție majoritară care să-l ducă fără probleme pe Klaus Iohannis la al doilea mandat prezidențial, încă din primul tur, să câștige alegerile locale în toate marile orașe din România, în comune, în orășele, și să câștige cu o largă majoritate alegerile parlamentare. Le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine. Repet, n-am venit să iau nimic, am venit să dau. Nu am nevoie de imunitatea de europarlamentar și vin de la venituri mai mari din presă decât îmi oferă salariul de europarlamentar. Probabil sunt un caz mai puțin obișnuit. Vin pentru că știu că România este într-un moment extrem de periculos pentru drumul său și nu putem abandona această țară.
Îl invit public, prin intermediul dumneavoastră, pe un om care în momentul ăsta se află la Bruxelles, să ni se alăture în această campanie. Pe Crin Antonescu. De asemenea, alături de președintele Partidului Național Liberal, domnul Ludovic Orban, cel căruia i-a aparținut ideea și care a purtat discuțiile cu mine, voi fi prezent împreună cu lista de europarlamentari, cu lideri locali, cu senatori, deputați, președinți de consilii județene, în toate județele, în toate localitățile României. Salut prezența pe această listă a unor oameni care au făcut istorie pentru Partidul Național Liberal în momente extrem de critice. Ei sunt necesari pentru experiența lor și pentru modul în care au știut să țină România pe calea cea dreaptă, pe calea euroatlantică. Din acest moment, lupta noastră este ca PSD, ALDE și UDMR să părăsească în genunchi guvernarea. Nu mai au ce căuta la conducerea acestei țări. Își bat joc de prea mult timp de români. Mulțumesc încă o dată tuturor. Vă asigur că în mine românii vor avea un sprijin. Voi fi o voce puternică atât la Bruxelles și Strasburg, cât și la București. Cel mai greu moment pentru mine este să-mi petrec seara fără telespectatorii și ascultătorii mei. Vor fi probabil zile și săptămâni grele. Mă bazez însă că vor suplini asta colegii mei de la toate televiziunile, inclusiv Realitatea TV, cărora mi-o ofer pe tavă. Sunt oricând aveți nevoie de un invitat cu care să faceți audiență și care să spună lucruri reale, corecte, pentru români, adevărate, pentru această țară, sunt disponibil. Vă mulțumesc și le mulțumesc tuturor celor din Partidul Național Liberal care mi-au dat această șansă. România trebuie să stea în primul rând, iar eu vă asigur că o să-i reprezint pe români cu cinste. Mă voi bate pentru țara mea. Vă mulțumesc. Da. Suntem în direct. Domnilor invitați, ați văzut, am auzit împreună ca prima... Poți să fac o remarcă? Poți să fac eu o emisiune liberă. Ținem cont de faptul că sunt vreo doi liberali pe lista aia. Poftim? Sunt doar vreo doi liberali pe lista aia. Cred că lista are 13 liberali. Da, și că majoritatea sunt de tipul Romulus Pap de Zerind, adică ardelenii care vor ceva autonom între și între. Și că asistăm la vechea metodă a caghebiștilor care strigă jos caghebiștii, părerea mea este că PNL-ul s-a sinucis astăzi în direct. Vă rog frumos, vă rog, domnul... Este o opinie de istoric. Nu, domnul, vă rog. Eu sunt un adulator al familiei Brătienilor. Din punctul meu de vedere, eu am văzut acum un discurs... De președinte de partid. A unui președinte de partid al PNL-ului. Și am văzut un președinte în spate care stătea, asculta, negru, frumos... Bun. Iar expresia domnului Hava și a domnului Blaga... Doar declarații politice. Bun, eu zic așa, vreau să fac o precizare pentru că începe o perioadă foarte delicată pentru toate televiziunile. Începe acea campanie, pre-campanie electorală, cea nelegală, dar extrem de eficientă, nelegală din punct de vedere al faptului că nu e în termenul prevăzut de Constituție, de lege electorală. Informală, nu dar, repet, lansările acestea și momentele acestea ale PSD-ului, ale PNL-ului, ale USR-ului, sunt momente foarte importante pentru că de acești oameni și de modul în care noi înțelegem ce se întâmplă în curtea școlii, în curtea școlii politice, de asta depinde pe cine trimitem în Europa, pentru că ați văzut. Am trimis europarlamentari care au votat împotriva României.
Am trimis europarlamentari care s-au luat la harță cu România, s-au țigănit cu țara lor, că nu le convine că țara lor are un punct de vedere sau altul. Repet, nu sunt de acord cu Mircea Dogaru și cu Iulian, deși sunt invitați mai vechi decât mulți alții în emisiunea mea, pentru că emisiunea asta face parte dintr-un set de producții de televiziune numite în totalitatea lor B1 TV, care este și echidistantă ca instituție, și echilibrată și cu ținută morală. Dar nu, adică o televiziune, lasă-mă să termin, Iulian, că e foarte important. Și ai privilegiu, ai șansa, Iulian Surugiu și tu, Mircea Dogaru, să fiți aici când începe o bătălie foarte importantă pentru România în raport cu Europa. Nu pentru România, oamenii ăștia nu știu la ce candidează. Ce legătură are PSD-ul sau PNL-ul sau PD-ul sau alt partid de aici cu candidatura la europarlamentare? Am vrut doar să precizez că suntem și ne asumăm, spre deosebire de alții, o televiziune cu orientări către antreprenoriat, către piață liberă, către dreapta. O televiziune de dreapta. Ne o asumăm și acționariatul, adică și patronii televiziunii, și... Băi, nu știu, dar nu vorbesc în numele colegilor. Eu vorbesc în numele meu și al lui Teddy. Bun. Cu Teddy am vorbit, e de dreapta, clar. Bun, te rog frumos atunci, invitații... pentru că sunt din Târgu Mureș, pentru că sunt ardelean. Și pentru că sunt numai ardelean acolo, să spun care este știrea zilei. Domnul Peter Sciarto, ministrul de externe ungar, a fost astăzi în vizită în Târgu Mureș, în miercurea Nirajului. Mesajul cu care a venit este... bani să se cumpere pământ cât mai mult de la români, pentru că cine are pământ are țara. Asta este știrea zilei. Și să sprijine o facultate a Universității din Budapesta, Corvinus, a Universității din Budapesta, care funcționează aici, de horticultură la Miercurea Nirajului. Bine, fac o precizare înainte de a lua... Și încă o chestiune și închid subiectul. Această carte am scos-o pentru că vizita Papei în România a fost stabilită în 1997 de Arhiepiscopul Catolic de Alba Iulia, domnul Iacobini Gheorghi, împreună cu nunțiu papal. Așa. Miguel Mori, așa, și... Buendia și vom asista pe 31-2 la încercare de spargere a unității României, inclusiv cu zurbale, să spunem, mult mai mari decât bine, au fost la 10 revenim după o scurtă pauză publicitară, nu înainte de a vă spune că România... Iar noi ne jurăm ca prăștii unii pe alții. Mircea, vreau să termin și o frază. România va avea, începând cu anul 2019, adică cu această primăvară, cu aceste alegeri din mai, vom avea în loc de 32 de parlamentari în Europa, vom avea 33 de europarlamentari. Brexit-ul face asta. Și Parlamentul European nu va mai avea ca în prezent 751 de membri, ci doar 705. De ce? Pentru că reprezentanții Marii Britanii nu vor mai fi în Parlamentul European. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, o analiză absolut serioasă și echidistantă a ceea ce se întâmplă important în România de azi, se întâmplă acum cu Mircea Dogaru și Iulian Surugiu. Revenim imediat. Uite-mă, asta trebuie. Lasă cadrul de doi. Ne-am întors, oameni buni, în direct. Schimbam multe lucruri în emisiune pentru că, după cum ați văzut, intervenția de la PNL a fost mult mai lungă decât ne așteptam și atunci am schimbat un pic registrul și tot ce pregătisem pentru dumneavoastră în ediția de azi. Vă reamintesc, Surugiu și Dogaru, amândoi sunt invitații dumneavoastră. Și vă reamintesc că s-a făcut anunțul public privind lista europarlamentară a Partidului Național Liberal. Pe care figurează chiar și doi liberali. Acum aș vrea să spun 30 de secunde. Toți sunt liberali, pentru că și Rareș Bogdan s-a înscris. Eu sunt obligat să intre în PNL. Da, nu, dar Rareș Bogdan s-a înscris ieri sau alaltă, nu știu când s-a înscris în PNL. Altfel n-avea cum să fie candidat. Da, domnul Surugiu. 30 de secunde vă rog să mă lăsați și pe mine. Eu aș aștepta de la candidații pentru europarlamentare alt gen de discursuri și nu să văd tot bălăcăreala asta între partide. Că unii sunt mai proști decât alții sau mai deștepți decât alții. Subscriu. Mulțumesc partidului că a avut încredere în mine și mi-a oferit onoarea de a candida pentru... Ei ar trebui să se gândească cum poate sau cum ar putea să ducă mai bine România în contextul Europei. Gândești, da? Corect. Eu așa aș vrea. Da? Domne, să văd tot bălăcăreala asta și ceea ce am văzut în ultimii ani de zile. Plus faptul că acolo vor fi membri unor partide europene. Săturat. Eu vreau să spun că pentru, cel puțin pentru mine, este foarte delicat subiectul și greu de abordat, pentru că, uitându-mă la Rareș Bogdan, adică un gazetar care pleacă din postura de realizator de emisiuni TV în
într-o campanie electorală, deci uitându-mă la ce a făcut astăzi Rareș Bogdan, bine, la alt nivel, într-o altă manieră, am trecut pe acolo. Am plecat dintr-un studio de televiziune de la OTV, direct cu rollerul și cu hainele de pe mine, într-o campanie electorală. Eu înțeleg momentul acesta. L-am văzut cu ochii celui care a trăit. În afară de asta... Am fost pe cărarea pe care acum el merge, eu deja m-am întors, să zic așa. Ai știu să dar dar asta, asta o spun, asta o spun, ca să înțeleagă și Iulian, să înțeleagă și Mircea, nu, eu am spus un că lucrurile nu sunt așa cum par și nu pot fi analizate superficial. Am spus un lucru simplu, ceea ce își dorește, cred că, marea majoritate a românilor, să meargă europarlamentar acolo să le spună, bă, românii au și ei nevoie de salarii, la fel ca în Europa, că de aia suntem în Europa, românii au și ei nevoie salarii, cum sunt salariile militarilor, da, a ordinii publice, așa. Românii au și ei nevoie să trăiască nu în stresul ăsta care trăiesc, au nevoie de o justiție dreaptă, da, echitabilă și așa mai departe, cu altceva. Nu aș vrea să-i mai văd că uite-mă, se ceartă deja, unii da, cu alții. Știrea pe care am dat-o despre vizita lui Peter. Știrea pe care Mircea Dogaru a dat-o, a găsit-o și Teddy. Lasă așa să o citim. Nu, atât. Stop un pic. Imediat o să vedem. Hai să citim știrea întâi. Deci, Raul Juglea este la University of Medicine and Pharmacy, din medicină și farmacie din Târgu Mureș. Acum 10 minute, ministrul externe ungar, nu știu să citesc, Peter, cum se Siartop, citesc? Peter. Siartop, la Târgu Mureș, lângă steagurile României, Ungariei și Uniunii Europene și al Ținutului Secuiesc. Foarte tare, dă și steagurile mâine să vadă lumea. Mâine începem manifestațiile de 15 martie, așa zi. Dă-mă steagurile să vadă lumea, ridică-le. A maghiarilor de pretutinde. Mai, stop. Ia uite. Iată. Steagul României, steagul Uniunii Europene, dar, atenție, fotografia este făcută cu tâlc. Nu se vede steagul României, nu se vede decât o steluță din steagul Europei, în schimb se văd cele două steaguri al Ținutului Secuiesc și al Ungariei, de parcă am fi la Seghet. În fața acestei fotografii nu există PSD, nu există PNL, nu există PMP, există România și un slogan pe care un mare patriot român, ungurul Hajdu Gyozo, Dumnezeu să-l odihnească, a murit pe 30 noiembrie, l-a lansat în cinstea zilei de 1 decembrie. La mulți ani, singura noastră patrie natală, România centenară. Hajdu Gyozo, născut maghiar, patriot român, înmormântat de noi, Sindicatul Militarilor Civilor Ortodox. Îmi place foarte mult, foarte mult, sincer, și apreciez că și lui Surugiu și lui Dogaru au recunoscut în timp ce vedeam materialul. Îmi place foarte mult sloganul de campanie al Partidului Național Liberal, România în primul rând. Și în sensul în primul rând între țările care sunt rânduite să stea în Europa și noi ne dorim să ajungem în primul rând pentru că suntem la coadă la toate sau capitolele. Primul rând la aplauze, poți să interpretezi și așa, da, adică și România servilismului politic. Și din fericire aduce un pic și cu ceea ce și-au dorit părinții fondatori brătienii în ceea ce... Nu, aduce cu doicilandu Berales. Da, Eu aș dori să spun bine, mă, lasă-mă că trebuie să iau publicitate, că ții pe Teddy. Da, mă, publicitate și revenim. Maghiare să gândească că ăsta va rămâne teritoriul românesc în vecii vecilor, da? Poate să facă...